Bună frumoasele mele, bine v-am găsit la un nou video. Astăzi am pentru voi un clip foarte drag mie. Am făcut cu scumpa mea doamnă, Ani, de la Beauty Barometer, un swap, un foarte mare swap. Ea mi-a scris aici că și-ar fi dorit să facem acest swap live, față în față, și eu sper la fel să ne vedem în curând și hai să vedem ce este ei. Doar am desfăcut capacul ca să nu fac aici prea mult zgomot și primul lucru pe care îl observ sunt niște praline belgiene foarte gustoase. Mulțumesc frumos și eu ți-am trimis. V-am trimis ceva dulce și ea mi-a trimis aici, văd, o cutie mare. Nu știu ce este. Nu cred că e vopsea de păr. Biotin Collagen. Oh, am auzit de asta. Asta e un complex cu colagen și acid hialuronic. E un supliment alimentar, colagen lichid. Super interesant. Cu gust de mango și pepene. Sună foarte interesant. Mulțumesc tare mult. Și e destul de mare această madoagă. Super fain, le pun aici. În stânga mea. Și aici văd ceva de la Savon. Hai să deschidem împreună și să arăt și la cameră că am dat un zoom. Acum trebuie să stric ambalajul ăsta. E o bombă de baie. Cum vreau să fac și eu. Miroase foarte plăcut. E o bombă din aceasta roz, efervescentă. Și pe engleză li se zice bath bombs, dar mie îmi place să le zic bombe de baie. Miroase foarte plăcut și elegant, exact pe gustul meu. Ani mă cunoaște foarte bine. Și asta miroase splendid. Mulțumesc tare mult. Am să încerc câte și mai câte. Am aici o pungă cu protecție și aici sunt niște mostre. Îmi plac toate mostrele pe care mi le trimite ea. Asta e un ser de la Bruno Vasari, antirid. Abia aștept să-l testez. Apoi niște mostre. Abercrombie & Fitch. Asta e un parfum foarte fain pe care ea l-a spart. L-am citit și am admirat pozele artistice pe blog. Un... ce dulce! Un mini fond de ten Dior Nude Air. Deci uitați cât de dulce poate să fie. Splendid. Foarte drăguț. Cu pipetă. Ser pentru un păr rezistent și strălucitor de la Avon. Am mai avut ser pentru vârfuri de la Avon și chiar mi-a plăcut. Super interesant. De-abia aștept să-l testez și asta. Și mai am aici chestii interesante. Un exfoliant pentru ten, o cremă de la Biotherm și... ce e asta? Un creion waterproof de la Urban Decay. Ia să-l deschidem, aoleu. Mai am de la ei unul mov, parcă, și într-adevăr este foarte rezistent. Ăsta e Underground. Wow! O culoare metalizată. Super fain. Și e foarte moale. Mulțumesc tare mult. Am aici o chestie mică. Aoleu, un beauty blender roșu. Mulțumesc din suflet. N-am nimic de la Beauty Blender. Mersi tare mult. Sunt super entuziasmată că pot să-l încerc. Mulțumesc tare, tare mult. E varianta aceea roșie, ediție limitată. Și îl găsiți în Sephora. Noi, din păcate, n-avem Sephora în Oradea. Dar ce bine că există Sephora online. Ce drăguț umbreloc, super fain. Mersi tare mult în culorile astea de la John Galliano, super. În tonul roșii, foarte fain. Îți mulțumesc tare, tare mult. Chiar e foarte frumos. Și toate brelocurile mele sunt roșii de la ei. Să iasă în evidență, să nu le pierd. Ce am aici? Altceva foarte bine sigilat, legat. Ia să vedem, foarte frumos. Tot ceva pentru păr. Știe că sunt obsedată. Un produs de la L'Oreal French Girl Hair Technique Art. Mai am ceva de la Technique Art. Este o cremă pentru îndreptarea părului cu placa și e foarte bună. Aceea e super de calitate.
Spray texturizant pentru definire, efect ciufulit nonșalant pentru părul fin. A meu e chiar foarte fin. Mersi tare mult, de-abia aștept să-l încerc. Și îmi place tare mult designul ăsta, cum l-ai ambalat așa cu mov să se potrivească cu căpăcelul. Chiar ești inventivă. Aoleu, hai să vedem alte chestii. Dar ce frumos mi-a ambalat ea. Un body spray de la Douglas. Beauty System Aroma. Ia să vedem. Chiar azi am fost la Douglas. Să miroase ca un parfum. Foarte fain. Mersi tare mult. Cotton Fresh Body Spray. Da, tot ce e cu cotton, adică cu bumbac, îmi place tare mult. Mersi, ăsta e splendid. Ia să vedem aici. Este ceva, nu știu ce este, dar e foarte frumos ambalat. Tot așa cu mov. Un set de oje de la Nails Inc. cu efect de gel. Super fain. Hai să vedem cum arată. E o colecție întreagă și culorile care îmi plac. Chiar voiam un verde din acesta military și mauve-ul ăsta care e la mod acum e super fain. Și culorile deschise sunt sigură că sunt pigmentate. De-abia aștept să le folosesc. Mersi tare, tare mult. Acum văd aici niște... mască pentru mâini. Prima dată când încerc o mască pentru mâini, asta e de la Sephora, super interesant. Aici ceva de la Murad. Skin Smoothing Polish, un exfoliant. Tot ce am de la Murad mi-a plăcut foarte tare. Chiar e un brand care mie mi se potrivește, dar la fel se găsește doar în Sephora. Și mi-am mai trimis încă ceva pentru ochi. Niște dischete care se îmbibă în acest ser și hidratează zona ochilor. Foarte fain. Super! Mersi, mersi tare, tare mult. De asta mă bucur. Wow! Hai să vedem, toate le-am ambalat foarte frumos. Așa, încă o cremă, un collagen booster de la Bruno Vasari. Ce-mi plac boosterele astea, chiar îmi plac. Un toner, o cremă cu peptide și un demachiant enzimatic, pudră. Astea sunt... treabă serioasă, nu glumă. Mersi, mostre astea de la Noreva. Mi-a plăcut tare mult ce mi-ai trimis și de la Noreva data trecută niște produse pentru îngrijirea tenului gras. Chiar sunt foarte faine aceste dermatocosmetice. Și un ulei de la Moroccan Oil tratament. Super! Deci, dacă după toate tratamentele astea nu o să un păr și mai fin și mai lucios, nu știu ce o să fac. Hai să vedem aici. Încă ceva ambalat cu mov. Foarte fain. Un primer de la Benefit pentru sprâncene. Ia să-l văd eu aici. Ce frumos e din ambalajul acela nou. Conditioning primer. Super fain. Îmi plac ambalajele astea. Are așa un aplicator de silicon. Asta e așa să-ți faci un masaj, să te relaxezi. Foarte fain. Răsfăț total. Are și un insert aici, super drăguț. Wow. Browse Magic Tips and Tricks. Super fain. Întotdeauna mi-au plăcut ambalajele de la Benefit. Sunt foarte hazli și vesele. Aici un alt ambalaj foarte fain. Cremă de la L'Occitane, o cremă de mâini. Ia să vedem cum miroase, că e tot sezonul cremelor de mâini. A trandafir sau a ceva flori. Miroase a flori. Dar oricum miroase foarte bine. Și foarte plăcut. Mersi tare, tare mult. Asta e perfectă pentru geantă. Aici alte mostre, răsfățuri, rujuri. Aoleu. De la Astor. Super fain. Un ruj mat, rezistent la transfer. Îmi place culoarea asta. Corai. Chiar nu am așa culoare. O ojă foarte elegantă de la L'Oreal. Un brow... Ups, stați că a căzut căpăcelul de la el. Brow Artist Maker, tot de la L'Oreal. Are aici o pensulă sintetică, foarte moale. Și cum... Asta e așa un creion mai gros. L-am văzut într-un tutorial în care protagonista era Ina. Și chiar mi s-a părut foarte interesant. Mersi tare mult. Chiar n-am mai avut așa un produs. Un ser de la Givenchy.
super interesant pentru tinerețe. Să rămânem tinere și frumoase și vesele. Ce am aici? De la Sephora un ruj, wow! Îmi place culoarea. Culoarea asta e super. O să-l și deschid. Și un Skin Perfector. Asta se aplică înainte de machiaj și MAC are Skin Perfector. Asta e de la Dior. De-abia aștept să-l folosesc sub fondul de ten. Și rujul de la Sephora, wow, e chiar în culoarea care îmi place mie. E chiar superbă culoarea. Mersi tare mult. Măi, cum mă nimerești tu cu culorile? Ce hârtie frumoasă! O bază de machiaj de la Temptu. Asta, da, o bază matifiantă. Super! Și vine așa cu o pensulă. Cred că, nu, n-are niciun miros, dar de la Temptu. Super! Din New York. Și o culoare mai verde. Asta e un... Wow! Chiar m-am uitat la gama asta. Asta e de la Shiseido. O spumă pentru spălat, pentru tenul gras. Chiar m-am uitat la gama asta pe Strawberry și nu știam dacă o fi bună, nu o fi bună aici, chiar că m-ai nimerit. Deci, nu știu, sau telepatia sau ceva. Are un miros fresh foarte plăcut. Mersi tare mult, de la mă bucur maxim. Altceva. Un ser vegetal BB de la Yves Rocher. Nici de la Yves Rocher n-am avut decât parfumuri. Cremă BB anti-rid și luminozitate. Chiar sunt cuioasă de acest produs și de-abia aștept să-l testez. Mersi mult! Deci, toate culorile mi le-a fost. Label M, Sea Salt Spray. Asta e tot pentru păr, London Fashion Week, Official Hair Care Product. Asta e un spray din ăla cu săruri minerale, pentru a avea așa acel păr de plajă, ca și cum ai făcut baie mare. Are un miros de sare, de fapt. Na, de asta sunt super curioasă să văd, mai ales că eu am părul ondulat, dacă nu mi-l piept înainte să mi-l usuc, chiar rămâne așa texturat și am să-l folosesc pe ăsta să vedem ce rezultat voi avea. Chiar sunt super curioasă de asta, mersi! Și am aici o pungă foarte frumoasă de la Lancome. Wow! Am aici un rimel, rimelul ăla foarte interesant. Ia să văd. Wow! Ce frumos arată! Chiar foarte frumos. Și ăsta e un fard stick pentru floape. Ce culoare superbă! Mamă, ce frumos! E un albastru, bleu mare, foarte fain, turcoaz, nu știu. Turcoaz infinit. Deci, e bun. Și ăsta e mascara ăla foarte interesant. De interesant. Super fain, de-abia aștept să-l testez pe asta. Să vedem cum va fi. Și îmi place ambalajul. Floarea aia în mijloc. E foarte fain. Mersi. Mersi tare, tare mult pentru asta. Și ultimul lucru. Nu știu ce-o fi. Hai să vedem ce-o fi. Un body wash black cherry și migdale. Wow! Ia să vedem. Vai, cât de frumos arată! Chiar am să-l pun la duș direct. Ia să vedem. Până și el este roșu. Asta are un miros de vară. Miroase a Grecia. Nu știu cum să vă explic, dar chiar miroase a Grecia. Foarte fain. Wow, ce frumos și elegant! Mersi, Ani, tare mult! Toate îmi plac și de-abia aștept să le folosesc. Mă bucur tare, tare mult pentru absolut tot și sper să-ți placă și ție ceea ce ți-am trimis eu. Asta a fost clipul frumoasele mele, sper că v-a plăcut. Până data viitoare, fiți frumoase! Vă pup! Pa, pa!